Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ceea ce gândește, ce intenționează și cum va acționa în această perioadă. Aveți de ales, după cum vedeți, am și pregătit niște seturi de cărți. Ia să le vedeți. Deci, în primul rând, 1, 2, 3 și 4, imediat. La fiecare ar fi un set de cărți, dar explicativ, pentru că voi folosi și seturi de cărți la toate numerele. Așadar, să vi le mai arăt încă o dată. Da? Hai să vi le arăt. Vă puneți pauză eventual. Da? Vă puneți pauză și vă alegeți. Eu acum îmi pun. Așa. Am pus camera. Hai să vedem. Pentru cei care ați ales, un pic mai așa, să avem loc. Deși poate sprijinim. Pentru cei care ați ales acest cerceluș, este o lume într-o altă lume, un capitol încheiat și un capitol care se poate redeschide oricând. Este un soi de zero. Există această posibilitate să se deschidă sau să nu se deschidă niciodată. Probabil că personajul la care vă gândiți, gândește așa despre situația voastră sau gândește că unul dintre voi are această posibilitate să deschidă și să închidă situația între voi. Probabil că vă vede și destul de interesant. Există un soi de abundență care se va manifesta între cele două momente, dacă va fi al doilea moment. Dacă nu va fi, abundența oricum se va manifesta. Probabil că unii dintre voi sunteți plăcuți din punct de vedere estetic. Asta gândește despre voi. Și uneori, această estetică a voastră dezechilibrează oarecum situația sau pe ei sau anumite momente. Cu alte cuvinte, ar putea să atrageți atenția prea mult. Interesant, mai văd. Ce mai văd? Foarte interesant. Că sunteți foarte intuitive, că vă ghidați sau ceva. Dacă nu vă ghidați voi, deși văd și acest mesaj, după ciclurile lunare, în felul în care manifestați sau în felul în care vă exprimați emoțional, aceste cicluri lunare vă influențează povestea. Într-un fel sau altul. Hai să vedem ce mai... au apărut niște cărți. 5 de băte, în mod special 5 de băte. Ce gândesc? Gândesc că s-a creat un conflict. Un război de interese, da? Un conflict de interese, de fapt un război. Bine, eu nu vorbesc de ce se aude în stânga, în dreapta. Eu vorbesc de ce se întâmplă între voi. Că această atracție care există între voi, acest as de băte, probabil, și această dragoste, am zis atracție, da? Dar nu e atracție doar fizică, este mai mult decât atracție fizică. Sunteți speciali unul pentru celălalt. Creează un soi de dezechilibru. Uneori 3 este prea mult, deși 3 poate să... să manifeste o energie creativă. Depinde de voi ce faceți cu acest 3. Pentru că unii au tendința, majoritatea oamenilor, au tendința să rămână în 2, în bipolaritate, plus negru, bine, rău, da? Și nu vor să iasă din această luptă. Că, de fapt, bipolaritatea creează lupta. La 3 deja începi să construiești. Te obișnuiești cu 2 sau folosești 2 ori plus ori minusul într-o anumită direcție și creezi ceva. Prea multă filozofie, nu? Nu știu. Dar sunt niște conflicte. Probabil că trebuie să se lupte pentru voi. Probabil că conflictele sunt doar în interiorul lor, dacă, într-adevăr, există o a treia persoană sau, dacă nu a treia persoană, un interes foarte mare al uneia pentru carieră cu 6 de băte și 8 de monede și atunci trebuie să fie luate niște decizii. Acest personaj probabil care de ales între a se concentra pe muncă, carieră,
lumea poate să fie și o chestiune care ține de ambiție, de a fi deasupra lumii, că am vorbit de capitole și de luni, da? Și, sau de a manifesta un soi de bucurie în această, și nu doar bucurie, și de a iniția această relație în care vă puteți bucura. Deci, cu alte cuvinte, ar fi o lume profesională și o lume emoțională, dar, iar, depinde de voi. Hai să vedem, în primul și în primul rând, starea lor în această perioadă. Numărul 1, starea lor sau vibrația lor. Interesant. Mercat. Cum tot timpul suricatele ziceți că le cheamă. Uite că mi-am adus aminte. Iaca. 16. 16, apropo de temperanță și de nevoia de a alege în echilibru. Ba nu, 16. Ba da, așa a rămas, așa a rămas. Așa a venit mesajul, așa rămâne, dar da. De fapt, 16 înseamnă responsabilitate, apropo de ce am zis mai devreme de muncă. Există provocarea asta între muncă și dragoste, pasiune. A lor. Probabil că sunt persoane foarte ambițioase, responsabile. Și 16, de fapt, eu am vorbit de temperanță, dar, repet, mesajul rămâne valabil pentru că canalizarea se manifestă în multe feluri, chiar dacă 16, de fapt, înseamnă turnul. Asta înseamnă evenimente neașteptate care provoacă la schimbări și la reconstrucție. De-aia am vorbit, intuitiv, evident, și despre trei, despre construcție, bipolaritate și tridimensionalitate. În fine, starea lor în această perioadă se implică în multe responsabilități, da, se implică și interesant, și învață. Învață, eventual, iar e un nou capitol, am zis, 22 poate să fie un număr care vă impresionează, vă influențează pe unul dintre voi. Dar 22 este un număr maestru care aduce stabilitate fizică, financiară, profesională, apropo de tot ce am vorbit până acum. Acest personaj probabil că trebuie să învețe ceva sau s-a concentrat pe muncă și învățătură. Are posibilitatea să deschidă o nouă lume, un nou capitol, ori în povestea voastră, ori în general în viața sa personală. Sau și una și alta. Și una și alta. Vedem ce mai gândește. Ce gândește acest personaj în această perioadă? Doi de spade, văd că apare. Și am văzut și îndrăgostiții. Trebuie să aleagă. Probabil că e tăcere, sau nu se comunică suficient, sau se comunică destul de rar, de puțin. Am vorbit despre conectarea la intuiție. Probabil că acest personaj în tăcere încearcă să simtă, să intuiască vibrația lumii, a lunii, a situației, ca să aleagă corect. Interesant, regele de tot la capătul și justiția. Dacă voi știți că, probabil că, dacă sunteți bărbați, sunteți percepuți ca niște persoane pasionale, atractive, poate cu marcaj în semn de foc, marcaj în semn de pământ și marcaj în semnul balanței. Marcaj, că poate să fie ascendent în balanță sau eu știu ce. Ar fi nu grav, ar fi neplăcut să aveți Marte în balanță ca și bărbați. Dar, în fine, fiecare cu planetele sale. În fine, dacă sunteți bărbați, sunteți văzuți ca persoane, repet, atractive, există un magnetism care dezechilibrează. Interesant că am vorbit de un soi de dezechilibru mai devreme, da? Poate le distrage atenția de la muncă, de la învățătură, această atracție, că am văzut și asul de bâte. Poate că unii dintre voi sunteți căsătoriți și aici iar este o problemă, sau sunteți într-un contract, sunteți la locul de muncă și v-ați întâlnit, că am văzut și această posibilitate prin 8 de monede și da. Am vorbit de abundență, da? Și am vorbit și de separare. Un turn s-a produs, o separare s-a produs. Iar și de turn am vorbit mai devreme, da?
ceva s-a zdruncinat în relația dintre voi, dar există posibilitatea de reconstrucție cavalerul de monede. Depinde și de ei, depinde și de voi, evident. Ce gândește? Ia ca... Aici, la aceste de cărți, se dorește comunicarea, în primul rând, iar că trebuie comunicat despre niște conflicte. Comunicarea despre niște conflicte va duce victoria într-un fel sau altul, pentru că 5 și cum înseamnă 6 și 6 înseamnă victorie, va clarifica niște lucruri. Probabil despre căsătorie, despre familie, despre bani, despre job, despre ce se poate construi. Sau ce se poate manifesta practic. Ce gândește? Valetul de spade, da? Da? De două. Uf! Ce frumos! Ce gândește? Dragostea plutește în aer. Dar ia să și clarificăm. Într-un fel sau altul, acești oameni s-au obișnuit să fie defensivi. Ori au niște influențe în spate, valetul de spade pot să fie niște bârfe sau neînțelegeri. S-a comunicat într-un anume fel și nu s-a înțeles corect, pentru că nu este o comunicare tocmai profundă, deși ar fi putut să fie, dar după cum vedeți în aceste de cărți, valetul de spade ține sabia, nu, dar să uite în altă parte. Păi ce faci? Zici una, dar de fapt te gândești la alta sau nu înțelegi ce se zice. E o discordanță aici. Ori în felul în care s-a comunicat, ori bârfe, sau poate, pentru unii, nu pentru toată lumea, au urmărit într-un fel acțiunile sau ce se întâmplă între voi, au urmărit, pentru că valetul de spade urmărește și ceva probabil că i-a avertizat, le-a atras atenția, l-a spus că ar fi mai bine să fie mai precauți. Ori voi, poate voi, ați spus ceva, voi știți, ceva s-a spus. Acest personaj a devenit defensiv, în cel puțin acest moment este defensiv datorită unor cuvinte neclare, insuficient de profunde, ca să nu zic musai imature. Am zis, poate voi ați spus ceva și au răspuns taman opusul sau cum nu trebuia, ceva s-a întâmplat. Și totuși, astfel de cupe plutește în aer. De simțit simte, dar în fața acestei iubiri deja devine foarte precaut, precaută. Interesant, conflicte mentale. Au fost jocuri mentale. Cine l-a practicat? Nu zic musai ca acest personaj. Poate voi? Sau poate alții? Pentru că aici apar invidii. Uite, doi de spade. Invidii. Probabil că a fost părăsit. Probabil că a pierdut ocazia. Deși a dorit să ofere dragostea și a avut parte de decepții. Posibil și asta. Poate aceste lucruri s-au întâmplat cu alte persoane și sunt niște experiențe din trecut care îi fac să fie foarte, foarte atenți. În acest motiv poate se implică mai mult pe responsabilități, cum am spus mai devreme cu suricatele, pe învățătură, să învețe din greșelile sale ca să nu mai repete. E o chestiune care ține interesant aici învățătură de reciprocitate. Probabil iau de news, vești, apropo de valetul de spade, vești bârfe, vești neplăcute. Sau dacă nu vești, repet, s-a comunicat, voi ați comunicat la un moment dat într-un fel în care nu a fost satisfăcător pentru acest personaj. Nu a fost satisfăcător. E o chestiune de reciprocitate. Unul a oferit mai mult decât celălalt. Hai să și clarificăm valetul de spade. Ia uite, regina de cupe. 7 de bute. Asta vreau.
Interesant asta pare. Dar mai repede, uite, e și eremitul. Între voi tăcere am văzut de spate și eremitul confirmă. Deși dragoste, acest personaj simte foarte multe, probabil că are marcaj în semn de apă, poate și marcaj în semn de aer, dar ceva între, în sinastria voastră, ori a fost bruiat de tranzite, ori de bârfe. Și probabil că regina de cupe, personajul, simte că simte pentru voi, da? Simte pentru voi, simte că există o legătură specială de decupe, dar comunicarea dintre voi se face mult mai bine din punct de vedere emoțional sau prin emoții, prin exprimarea emoțiilor decât prin cuvinte sau pe cale logică. Și atunci e posibil din acest motiv să fi spus unul ceva și celălalt să înțeleagă altceva, sau în momentul în care acest personaj a plecat urechea la, eu știu, niște vești sau bârfe, prin sensibilitatea sa, a simțit că această legătură profundă, pe care o intuia, pe care o simțea, fost bruiată. Și acum este defensiv, încearcă să analizeze cu eremitul și doi de spade, de fapt ce se întâmplă. Ce se întâmplă? E o luptă interioară, e o atracție, într-adevăr, dar interesant, apar și trei de cupe. Prieteni care poate bârfesc sau cineva care are, repet, o atitudine mai imatură. Asul de cupe, te rog frumos, clarifică. Asul de cupe. Ia, spânzuratul. Această dragoste trebuie văzută dintr-o nouă perspectivă. Posibil că în această perioadă, doi de spade, eremitul și ce mai văd, situația cam stă pe loc, dar stă pe loc tocmai ca să se găsească niște răspunsuri. Și eremitul și spânzuratul sunt caută răspunsuri și le găsesc mai devreme sau mai târziu. Dar răspunsurile trebuie căutate nu cu mintea, ci cu sufletul și cu intuiția, cum am zis mai devreme. Pentru că aceasta, într-adevăr, este o legătură specială și când avem de-a face cu sufletele, cu suflete perechi, în primul rând trebuie să ne înțelegem, repet, de la suflet la suflet și apoi să vedem cum se poate manifesta în realitate, în materialitate, această legătură. Poate că uneori vă visează sau are, eu știu, stări de reverie cu spânzuratul și asul de cupe. Ce gândește? Gândește că această dragoste în acest moment este sacrificată, stă pe loc, din cauza unor bârfe, a unei atitudini. Poate atitudinea voastră defensivă. Vedeți unde sunteți. Poate voi sunteți defensivi. Poate ei. Am încercat să dau mai multe mesaje. Ia uite. Sunt regrete pentru că nu s-a putut alege. Unul poate are tendința să fie mai egoist. Ori unul dintre voi este într-o perioadă a vieții când trăiește niște pierderi, niște dezamăgiri, o suferință. Celălalt a învățat să depășească aceste lecții, a învățat să se iubească și aici este iar nepotrivirea, să zic, nepotrivirea. Și de-aia apar și probleme de comunicare. Ce gândește? Am zis în principiu ce gândește, ce ar mai fi ce gândește. Gândește că sunteți sensibili. Sunteți sensibili. Că există potențial. Să zic că există potențial, dar deocamdată asul de cupe. Hai să mai clarific spânzuratul. De ce stă pe loc? Ia. De ce stă pe loc această? Am zis că plutește în aer. E în aer. Ia. Poate să fie distanță între voi.
Nevoia de a călători. Ori încă unul dintre voi trebuie să învețe să spere și să-și plănuiască viața conform speranțelor. Poate unul dintre voi a avut prea multe așteptări de la început, am văzut, era o diferență și de nivel emoțional. Unul era deja, unul este din, pentru că nu pot să spun exact care dintre voi, voi trebuie să știți. Unul este mulțumit emoțional cu el însuși. Ar putea să fie chiar acest personaj, da? Ați putea să fiți voi. Celălalt, repet, am văzut cinci de, l-ați văzut și voi, da? Cinci de cupe, celălalt încă regretă un trecut, încă stă și se hrănește cu, sau, da, se hrănește cu emoții negative din trecut. Și chiar dacă sunt pozitive, atât timp cât au trecut, devin negative. Din acest motiv, această dragoste putește în aer, pentru că încă nu s-a descoperit credința, încă nu s-a, da. Aici trebuie să găsiți acest eremit, această tăcere care este între voi și această defensivitate a uneia dintre voi, a voastră sau a lor, da. Trebuie să vă aducă mai aproape de stea. Steaua ce înseamnă? Credință, vindecare, da? Și am vorbit de credință și la spânzura și la trei de bute. Și asul de cupe în sine aduce tot așa vindecare. Deci există potențial, puteți să lansați un nou capitol care să aducă abundență. Dar că am vorbit de ciclul lunare, trebuie să vă înțelegeți emoțiile, poate, probabil că și emoțiile fluctuează în funcție de, cu siguranță, da? În funcție de ciclul lunar și atunci reacțiile voastre sunt afectate. La capătul setului de cărți, interesant, au fost niște manipulări, clar. Au fost niște manipulări, magicianul și șapte de spade, asta clar atrage atenția. E un steag roșu, nu e steag alb de pace, am văzut și conflicte. Da? Iar lipsa comunicării sau o comunicare neclară, ce spusei mai devreme. Regina de monede în acest sens este în acest sens, în acest această poziție ar putea să fie o relație karmică. Interesant, steaua aici, că am vorbit eremitul, caută steaua. Dar cineva a fugit. Probabil că ori voi, ori ei, voi știți, cine fuge de vindecare, de destin, de speranță, de credință, unul dintre voi nu are suficientă credință, poate chiar nu crede deloc în Dumnezeu. Și aici este încercarea voastră. Și probabil că are tendința să fugă de această vibrație foarte înaltă, fiind blocat, programat într-un anume fel de a comunica, manipulator, sau de a comunica doar chestiuni practice și mai puțin emoționale. Poate, repet, voi știți, cine în acest caz a fugit de stea, a fugit, repet, de această relație predestinată înspre o relație karmică din interese materiale. Să vedem ce gândește și acum. Ce intenționează? Nu, pe asta l-aș lua. Ce intenționează? Ia uitați. Cinci de monede, da, e un sentiment de însingurare, nu de însingurare, de abandon, da. Da, unul dintre voi nu s-a deschis și celălalt au de separare, turnul despre care am vorbit. Și cinci de spade, iar conflicte mentale, jocuri mentale am văzut. Probabil că asta gândește că ați practica voi. Pentru că, în general, cei care practică jocuri mentale foarte rar le conștientizează. Dacă voi simțiți că n-ați practicat aceste jocuri mentale, poate sunt alte persoane în preajmă, pentru că la 5 de spade sunt persoane, repet, care influențează negativ.
Nu știu de ce am senzația, pentru unii, nu pentru toată lumea să fie acest mesaj, dacă nu este o energie karmică, o relație de lungă durată sau o soție, un soț, da, care e în preajmă din interese mai degrabă de confort, de stabilitate materială, ar putea să fie o mamă care influențează pentru unii dintre voi. Există și această posibilitate. Ce intenționează acest... Poate gândește că mama voastră vă influențează. Voi știți, mama copiilor, dacă au. Sunt multe variante, pentru că e etalare colectivă, voi trebuie să vă găsiți ce intenționează. Page of Cups, interesant. Ce mă intenționează? 10 de cupe. Ce intenționează? Asta mi s-a părut că vrea să vină. Asul de bâte l-am văzut. De intenționat intenționează să vină, să iasă eventual din această stagnare, să exprime, că trei înseamnă exprimare, să exprime parte din emoțiile pe care le simte, pentru că simte, repet. Simte. Poate să-și ceară scuze sau, dacă nu e cazul să-și ceară scuze, intenționează. Să existe măcar o comunicare emoțională, într-o formă sau alta. Pentru că simte multă emoție. Am văzut doi de cupe. Ia uite, chiar pe doi de cupe. Asta a descoperit, asta a înțeles. Că sunt de suflete perechi care puteți să fiți fericiți. Pentru că fericirea nu ține doar de bani și de stabilitatea materială, da? Și are și atracție față de voi, fizică. Nu doar comunicare emoțională. Sunt multe motive. Ia uite, zero, nebunul, este exact ce am spus de la început. Și-ar dori un nou capitol în cazul în care s-a întâmplat ceva. Ia uite, trei de spade. Există dezamăgire. Există o dezamăgire. Dacă nu din partea voastră, poate din altă parte. Eventual, dacă vine cu... Probabil că are nevoie de vindecare, de o dezamăgire, dacă știți că nu s-a întâmplat între voi nimic grav. Și această relație dintre voi i-ar putea revitaliza, i-ar putea liniști. Nu musai că depind de voi în acest proces de vindecare. De aia și au și timp. Vedeți pe unde sunteți. Însă intenția este să exprime și bucuria și atracția și inspirația pe care o simt în preajma voastră. Da, există un vis. Visează că ați putea să vă aveți o familie fericită, poate chiar un copil. Da. Doamnelor, mare grijă dacă acest personaj vine cu această bâtă foarte creativă și foarte sexy. Mare grijă să nu rămâneți. Intenția este să rămâneți gravide. Asta e. Intenția. Mare grijă. Acum cum acționează acest personaj? Dacă nu este bărbat și este doamnă, probabil că... Zece de spade, este dezamăgit, ia uite. Turnul și temperanța. Ce pot să zic? Ce pot să zic? Dacă voi recunoașteți că separarea și suferința și 3 de spade și 10 de spade și câte le-am mai văzut conflictele, jocurile mentale au existat în relația dintre voi și nu în altă relație karmică, atunci să înțeleg că intenția este să-și găsească un alt personaj. Să se vindece și să-și găsească un alt personaj. Cum acționează față de voi, uite, temperanța. Încearcă să se vindece, să fie în echilibru, pentru că sunteți separați, remit, turnul 2 de spade am văzut, pentru că a fost suferință. Și iar, repet, dacă simțiți că între voi n-a fost suferință și n-a fost separarea aceasta, nu e din cauza voastră, ci poate influență karmică, o relație karmică, voi îi puteți vindeca relația dintre voi, îi poate vindeca și atunci
trebuie să-și ia timp să manifeste această... acest vis cu răbdare. Vedeți, pentru că sunt două opțiuni aici. Două opțiuni, două posibilități. Cum acționează? 10 de spade, lasă în urmă supărările. Și aici avem și aici. Eventual se implică în muncă, în învățătură. 5 de cupe, iar suferință. Poate. 6 de cupe. Poate să fie un fost, o fostă cu 6 de cupe. Poate. Voi vedeți. Voi știți. Voi știți. Sper că v-a fost de ajutor. Am zis, acest personaj, după cum arată cărțile, nu acționează. 10 de spade nu e o carte a acțiunii. Este o carte în care celălalt sau cineva începe o nouă călătorie. O ia de la zero, eventual, da? După o perioadă de suferință, 3 de spade, da? 10 de spade. Turnul este o trezire. Păi, trebuie să mă separ. De ce mă face să sufăr, normal? Ca să pot să mă vinde și să manifest o nouă pasiune, o nouă dragoste, credința, da? Idealul acesta. Și repet, dacă între voi a fost suferința, acest personaj se reorientează către altcineva, să știți. Dacă suferința n-a fost între voi și este din cauza unei relații karmice, posibil, destul de posibil, da? Hai să vedem de ce e 10 de spade. Clarificăm 10 de spade. Mai căutăm 10 de spade. O să mutăm. 10 de spade. 10 de spade, clarificăm. Ce lasă în urmă acest personaj? 10 de spade. Poate cineva i-a trădat, repet. Moarte. Moartea și renașterea. Și 10 de bâte, iar, care pentru mine înseamnă o responsabilități, ori job, ori căsătorie, ori familie, da? Cineva care pune multe încărcă, multe responsabilități. Da. Vedeți cum rezonați. Dar de acționat, acest personaj nu acționează. Este în prim proces de transformare, de vindecare, de reconsiderare a credinței în Dumnezeu, în spiritualitate, eventual. Deocamdată, asta e. Sper că v-a fost de folos, da? Doamne ajută! Okidoki. Cei care ați ales numărul 2, această lebăduță. Ia să aprinde o lumină! Ca să nu consum blițul. Această lebăduță. Cărți parcă au vrut să apară. Nu mai știu ce a apărut. Erau destule. Nu mai știu. Am crezut că o să-mi aduc aminte. Era ceva cu... parcă cupe. În fine, acest personaj este sensibil. Ori vă gândește că și voi sunteți foarte sensibili. Dar iar comunicarea este foarte importantă. Vedeți exact culoarea chakrei a cincea, Vishuddhi. Este foarte, foarte importantă între voi doi. Dacă nu s-a comunicat clar, până nu comunicați clar, nu puteți să mergeți cursiv, coerent, frumos, elegant. Și pentru unii... Ante doi de cupe. Sunteți suflete perechi? Trebuie să vă vindecați de... Ați pierdut ocazia. Probabil că cineva a intervenit în relația dintre voi. Da. Și din acest motiv a trebuit să vă
Dați timp să vă reconectați unul la celălalt. Interesant, vedeți. Vreau să spun că acea piatră neagră îmi sugerează că trebuie să vă protejați. Nu e foarte neagră, e mai gri. Dar trebuie să vă protejați relația. Poate că voi încercați să vă protejați de ei. Poate ei încearcă să se protejeze de voi. Poate au ajuns la concluzia că această relație trebuie protejată. Hai să vedem energia acestui personaj în această perioadă. Energia acestui personaj în această perioadă. Opa, opa! Își face foarte multe griji. News, Raven. Ar fi frumos de ajuns aici să înțeleagă că lumina există, trece prin toate. Trece prin toate. Că-s vremul tulburi, da, vești despre război, despre crize, da, acest personaj e copleșit de aceste lucruri. Poate să fie și bărbat cu sabie. Probabil ar putea să fie un personaj cu marcaj puternic în semn de aer. Marcaj, nu obligatoriu semn. Dar credința, încrederea, încrederea în el și credința în Dumnezeu îi este afectată de veștile. Ia uite, la capătul setului de cărți, libertatea. Pace. Aici. Posibil. Vom vedea. Să fiți în două energii distincte. Unul dintre voi, voi, ar fi frumos, da? Să fiți în zona de pace, să vedeți lucrurile detașați, să manifestați ceva nou, să manifestați libertate, să ieșiți din zona aceasta de stres, da? De manipulare mass media și să intrați să manifestați o nouă dimensiune în pace, în libertate. Ori acest personaj să trebuiască să învețe, pentru că 2 și cu 3 înseamnă 5. 5 înseamnă schimbare prin creativitate, dar înseamnă și prin credință. Că tot am zis de lumină, de credință. Acest personaj încă nu crede în Dumnezeu, nu crede în niște lucruri, da. Nu crede că poate să manifeste pace. Ia uite, trebuie să se elibereze de un anumit fel de a fi. Nu e tocmai înalt. Acest personaj trebuie să învețe să manifeste pace, libertate, eliberare de manipulările mass media, repet, să-și găsească credința 5 înseamnă mal de preot. Hai să vedem ce gândește despre voi în această perioadă. Aceste vești să fie și bârfe pentru unii dintre voi. Bârfe. Sunt multe, nu pot să le pun. Dar apare un as de monede, un potențial. Dar tot depinde de noi, de voi. Ce gândește despre voi? O dată. De doi. De trei ori. Ia uite, turnul e separare între voi. E separare. Iar veștile despre război îi influențează felul în care gândesc. Ce au zis? Cum au mai fost comentarii, dar nu le-am dat dreptul la manifestare, decât la foarte puține. Haide, doamna Tarotella, nu mai ne vorbi despre dragoste, vorbește-ne despre război, nu? Nu. Nu. Fiecare manifestă ceea ce spune. Eu n-am de gând să manifest conflicte mai multe decât sunt. Știu ce se întâmplă în lume. Multe lucruri nu le pot spune, pentru că multă lume nu e pregătită să înțeleagă și să audă anumite adevăruri. Da. Asta e, războaie vine, războaie pleacă. Până la urmă, dragii mei, pentru cine o fi acest mesaj, o fi, da? Titanicul, cum s-a scufundat? Da. Oamenii ascultau muzică. Și de ce trebuia să cânte muzica în acele momente dramatice în care oamenii mureau și alții se salveau?
Pentru că în momentul în care faci trecerea dintre lumi, interesant, trecerea dintre lumi, pasajul dintre două dimensiuni, trebuie, ca să mergi în lumină, trebuie să fii într-o vibrație înaltă și muzica ajută, și dragostea ajută, și arta ajută. Și din acest motiv, și în timpul războiului s-a făcut artă și acum se va face artă și se va iubi și oamenii, probabil unii, da? Care sunt înțelepți. Vor învăța, apropo de news, de vești, de comunicare, vor învăța să comunice într-o vibrație înaltă, elegant, emoțional, că lebăda este o vibrație foarte înaltă, dar e un mesager divin, și ceilalți, și ciorile sunt mesageri divini într-o formă sau alta. Dar alții comunică influențați repede mass media, pentru cine o fi, o fi, clar, care legătură. Interesant și la numărul 1 apărut valetul de spade în aceeași poziție, luna, ce gândește. Și magicianul, interesant. Avem aici un 1, undeva nemanifestat, își dorește să manifeste ceva acest personaj. Dar deocamdată e tăcere între voi cu valetul de spade. Valetul de spade în aceste de cărți este cu sabia în jos. Nu comunicați. Nu comunicați, clar. Atracție este. Ia uite, și asul de monede. Nemanifestat, dar trebuie să lase interesant, trebuie să lase în urmă o atitudine defensivă pe care a căpătat-o prin educația de acasă. Ar vrea să o ia de la zero. Ar vrea. Dar totul depinde. Depinde. De puterea de a lăsa în urmă, de a-și deschide sufletul interesant și puterea de a lăsa în urmă apele tulburi, gândurile tulburi, da? Gânduri și apele. Interesant că avem o lepădă, da? Ce lepăda ceva, ce pleacă, merge, își vede de drumul ei. Și pe apă și prin aer. Apă și aer, interesant, poate este această opoziție între voi, emoții și gânduri. Iar foarte interesant, lebăda este fidelă. Este foarte fidelă. Și își dorește o pereche care să fie până la sfârșitul existenței sale materiale. Hai să clarificăm valetul de spade. Luna. Posibil, până acum, nu am înțeles ce s-a comunicat. Dar am vorbit totuși de marele preot. Și a apărut mai devreme. Într-un fel sau altul există o lecție profund spirituală care se manifestă prin relația dintre voi. Dar depinde de om, dacă e capabil să o vadă. Dincolo de rațiune. Hai să vedem totuși. Valetul de spade. Sunt cărți iar foarte puternice. Diavolul, diavolul sau ce? Obsesia pentru bani. Obsesia pentru bani, pentru carieră a unuia dintre voi. Clarificăm valetul de spade, te rog frumos. Hai, pentru numărul 2, clarificăm valetul de spade. Ce gândește? Nouă de monede, dacă sunteți doamne independente, sau neapărat doamne și domn, nu contează, sunteți independenți și tăceți în acest moment. I-ați băgat în ceață. I-ați băgat în ceață. De ce tăceți când voi sunteți așa de bine? Și îi pune să judece. Îi provocați să judece, să-și asculte intuiția. Dincolo, repet, de manipulările mass media, dincolo de veștile pe care le aud în stânga, în dreapta, dincolo de bârfe, dincolo de ceea ce observă ei în tăcere, că valetul de spade observă și nu comunică, da? Să-și asculte intuiția. Poate că își doresc undeva o împăcare dacă s-a întâmplat ceva între voi. Luna, clarifică luna că e foarte importantă. Iar apă, aer, am văzut și foc, am văzut și pământ, dar în mod special la nivelul sau în felul în care comunicați, unul probabil că e mai emoțional, mai profund, celălalt mai mental, mai rațional, mai
simplist, să zicem. Clarificăm luna pentru numărul 2, te rog frumos. Luna. Oh, sunt două cărți, interesant. Spânzuratul și lumea. Distanța dintre voi a creat confuzie și stagnare în relația dintre voi. Eventual, dacă aveți marcaj puternic în pești, s-ar putea, sau voi, sau ei, vedeți care, cum, care are marcaj puternic în pești. Sau un rac. Sau un scorpion, dar în mod special pești. Posibil să fi încheiat capitolul. Din cauza stagnării, din cauza confuziei, din cauza felului în care ei nu comunică, da? E un blocaj. S-a suferit foarte mult. Repet, din cauza unui anumit program mental al unuia dintre voi. Sunteți foarte diferiți în felul în care gândiți. Și asta de ce a venit? Turnul și 9 de cupe. Interesant. Da, separare este între voi. Dar acest personaj speră, nu știu de ce, speră. Speră că se poate manifesta ceva nou. Clarifică magicianul. Trei cărți. Îndrăgostiți împărăteasa. Wow! Foarte îndrăgostit acest personaj. Este îndrăgostit. Gândește că sunteți. Wow! Preîmpărăteasă? Nu e. Deci ei s-au îndrăgostit de voi, să știți. Chiar dacă tac, chiar dacă au creat confuzii, aici a fost provocarea. Probabil că au mai auzit și una alta. Știți cum e? Mai ales când ești singur, independent sau independentă. Oh, da! La, e singură. Se duce cu cine vrea. Puh, dar această carte, ce prostie, vești, bârfe, prostii. Această carte este minunată pentru că acest personaj, bărbat, femeie, nu contează, își asumă libertatea. Apropo de libertate, este liber, nu libertin, da? Liber, este în pace cu el însuși. Probabil că voi sunteți aici. Probabil că voi sunteți aici. Aveți succes, unii dintre voi, și sunteți pe cale din preîmpărăteasă să ajungeți împărăteasă. Bărbați, femei, nu contează. Adică să manifestați în continuare abundență. Și abundența asta, care tot crește, crește într-o formă sau alta, creează conflicte, atrage oameni, atrage invidii și creează conflicte și în mintea lor. Că trebuie, e obligați să se lupte. Pentru că odată ce ajungeți în această poziție, wow, ce cărți! Ei sunt îndrăgostiți, vor să manifeste, vor să exprime eventual faptul că sunt îndrăgostiți, că vă văd într-un mod special. Da, voi știți că sunteți speciali, dar ideea este să și mărturisească, să și mărturisească. Wow. Și dacă s-a încheiat capitolul, da, interesant, am vorbit de protecție. Simt nevoia să vă protejeze, deși au tendința să fie un pic geloși, pentru că na, când au de-a face cu un asemenea personaj, repet, nu contează că sunteți bărbați, femei, sunteți într-o vibrație feminină foarte înaltă și profesional și spiritual. Probabil că cei care sunteți aici, nu cred că sunt ei, dar eu cred că sunteți voi, ați muncit foarte mult. De-aia a apărut și diavolul cu 8 de monede. Probabil că se vă consideră obsedați de muncă, de carieră, carieriști. Dar voi știți că nu e vorba de obsesia de a munci, obsesia de a face bani, obsesia de a fi primii. Este vorba de niște talanți care trebuie să manifestați. Deci personajul de aici are credință, știe ce manifestă. Și știe că nu poate fi ținut în lesă sau nu poate fi ținut în lanțuri și dacă confuziile lor și tăcerile lor și lipsa exprimării corecte, coerente, v-au făcut o perioadă să stați pe loc, ați rupt lanțurile, ați încheiat capitolul și iaca îi provocați să aleagă. Măi, ce faci? Ești îndrăgostit? Alege. Ce faci? Comunici? Nu comunici? Manifesti creștere? Sau nu? Dar sunt geloși.
Se pare că în continuare speră. Interesant, iar 5 de spade, conflicte mentale, o atitudine oarecum egoistă și 5 de spade și 5 de bâte arată un soi de invidie, un soi de gelozie. Deși există dragoste, deși, uite, am zis că e un personaj, uite, regele și regina de spade, e un personaj rațional, peste care a dat romanța. Dar, tocmai pentru că a venit romanța, n-a știut ce să facă. Probabil că v-a părăsit. Și, deși v-a pus în această perioadă de așteptare și ați plâns, da, undeva au regretat și ei, au regretat, dar asta e tendința omului. Cinci de spade. Cinci de pute, da, sunt geloși. Clar, nu știu ce pot să zic mai mult de... Gândesc și visează la un nou capitol. Gândesc. Dar trebuie să iasă din acest conflict. Iau, trebuie să iasă, am zis. Această lume mentală foarte întunecată, atracție fizică este de nu pot să explic eu frumos și politicos în cuvinte. Se vede, da? Inima. Wow, ce mesaj vine! Inima lor a fost acaparată de prezența voastră. Există două motive care îi fac să... Nu știu, eu sunt senzație de sufocare. Eu acum așa canalizez. Deși asta înseamnă creație, creativitate și sunteți super creativi voi, creative, dar și cu voi orice om, nu doar ei, orice om poate crea, pentru că voi sunteți forța creatoare în orice cuplu. Dar acest personaj se simte acum așa canalizez, sufocat. Deci senzație de sufocare și în preajma voastră și când se gândește la voi. Din două motive. Atracția fizică este un șarpe mai negru și vibrația voastră foarte înaltă, am zis credința voastră. Aici e șarpele Kundalini, care ar vrea să fie deocamdată, nu se poate trezi pentru că atracția fizică sexuală este excepțional de intensă. Dar va fi o bătălie între cei doi șerpi. Vai, dar ce... Nu, am zis, nu știu cu cine să vorbesc pentru că aș putea să fac un video, dar câți l-ar asculta despre ce canalizări am primit în ultimele două zile? Nu știu cine m-ar asculta. În fine, hai să continuăm. Ce intenționează acest personaj? Am văzut, gândește. Adică gândește că sunteți într-adevăr o persoană deosebită, dar gândește și nu exprimă. Și din acest motiv voi ați avut un sentiment de confuzie. Ați pierdut oarecum, nu neapărat, voi nu căutați controlul. N-ați înțeles, de fapt, ce e cu acest om. Femeie, ce-o fi? Ce intenționează? Ce intenționează? Asta e frica, confuziile, eventual poate că au și ei opțiuni, dar cred că dintre toate, adică nicio opțiune nu se compară cu voi, voi sunteți, nothing compares to you, și Nadocaner, da, ascultați, probabil că mai și plânge, sau dacă nu plânge, e un dor, există un dor și o dorință de a fi cu voi, dar dacă își dă masca jos, acest personaj și adoptă o transformare emoțională, vede dincolo,
de frici, de iluzii. Aceasta ar fi opțiunea cea mai bună, eventual, să comunice, să vă ofere ceva interesant. Regele de monede are bani, bre! Oho, da cu steaua. Cine poate să facă cadou? Ia uite și magiciana unei stele. Nu știe cum să aibă de-a face cu... A, interesant, magicianul de două ori ce gândește. Gândește că voi aveți o forță de a manifesta. Voi ați fermecat, bre, cu frumusețea voastră, cu puterea voastră, am înțeles. Și aici e conflictul și aici... Ah! Cum se poate persoana asta să mă facă să mă gândesc, să visez, să mă simt legat? Legat, eventual. Am încheiat lucrurile și tot vreau, da? Că e separare, nu? Undeva, am, cred că amândoi vreți. Așa simt. Pentru unii mai simt un mesaj. Înainte să... Mai simt un mesaj. Dacă acest personaj a ales între voi și mama lor sau soția sau mama copiilor, acolo sunt conflicte, să știți. Acolo sunt conflicte. Da. E un personaj gelos pe această dragoste. Da, hai, continuăm. Intențiile lor față de voi. În acest motiv trebuie să se lupte și să fie protejată această relație. Ce intenționează acest personaj? Ce intenționează acest personaj? Numărul 2. Ups! 2 de spade, deocamdată tace. Tace și se uită, măi, care bani, se cumpăr chestia asta, o fi suficient de frumoasă, stă și alege. Ia uite, împărăteasa sunteți aici, o nouă lume, ia uite, lumea și împărăteasa, regina de cupe. 2 de cupe, steaua, ce mai vreți, sunteți totul regele, regina de cupe, faetonul. Uai de capul meu. A înțeles asul de spade că ar fi cazul să se mobilizeze, să meargă către destinul său, faetonul merge către stea, dar pentru asta trebuie să ce? Să-și simtă și să-și confirme emoțiile, să aibă încredere în emoții, da? Ia uite, regele și stea este... Băi, nu se poate, da? Băi, vedeți? Fantastic. Personajul, da, femeia divină. Știe. Dar deocamdată tace. Asta de ce intenționează? Justiția, o fi căsătorit și regina de bute. Ar vrea să vă cucerească. Ia uite, marea preoteasă. Artistul, unul dintre voi sunteți artiști. Care creați evenimente interesante, evenimente frumoase. Și această atracție teribilă, am zis eu mai devreme, ați văzut cărțile, atracție teribilă, obsedantă, dar pe care nu o arată. Nu o arată. Au senzația că i-ați făcut ceva, pentru că aveți o forță. Aveți o... Da, aveți forță. Ce intenționează? Justiția. Deocamdată gândește, încearcă să se echilibreze. Asta pare intenție. Ce și cu 1-6? Unul de la regina de bute. Ar lupta să vă cucerească, deși e greu. E greu. Și dacă a reușit să vă cucerească, wow, s-ar simți în control. Mai dăm o carte pentru această regină de bătă. 3 de monede.
trei de monede. Pare de când trei de monede. Am zis că pentru cei care sunt căsătoriți, că am zis, e căsătorie și ar putea să fie o persoană geloasă. Din păcate, da? Rămâne valabil mesajul. Se pare că pentru unii rămâne valabil mesajul. Din acest motiv nu poate să aleagă. E într-o confuzie. Trebuie să-și dea masca jos să vadă că personajul respectiv este. Gelozia nu face bine într-un cuplu. Eu o spun pentru cine vrea să asculte. Pentru cine nu vrea, nu vrea. Sau poate în voi sunteți căsătoriți și aveți pe cineva gelos, voi știți. Clarificăm trei de monede. Pentru că trei de monede vorbește despre un trim. Sunt prea multe. Regele de astea. Dacă v-ați întâlnit la locul de muncă, probabil că personajul cu care este într-un contract la locul de muncă sau acasă, căsătorie sau eu știu ce-o fi, posibil că intuiește, simte și are tendința oricum să fie geloasă sau să controleze. Dar, ce intenționează? Doi de spade. Clarificăm doi de spade. Tot ce încearcă să înțeleagă acest personaj. Marele preot. Am vorbit de credință? Acest personaj nu va putea să manifeste până nu-și găsește credința. Dacă voi sunteți profesorul lor spiritual, cred că v-a blocat. Pentru că nu înțelege. Am zis că e o diferență de limbaj. Încă are niște măști. Șapte de cupe, ce ar putea să fie? Opt de spade, un program mental de care încă, da, și puterea. Trebuie să aleagă. Ia uite, separarea dintre voi. Îl pune să aleagă. Sau o pune, da? Să se lupte, să-și descopere dincolo de ego, dincolo de luptele pe care le are acasă, la locul de muncă, programele mentale, să-și descopere puterea de a se transforma. Am vorbit încă de la șapte de cupe de puterea de a se transforma. De a-și găsi, da? Cum am zis? Credința, când am vorbit la corp. Pentru unii posibil să fie căsătoriți și aici o mare problemă. Ambele cărți sugerează și căsătorie. Hai să vedem cum mai facem noi. Deocamdată sunt într-o stare. Clarificăm. Așa e frumos. Să cărțile. Cum va acționa? Cum acționează? Da, marele preot ar trebui în această tăcere să-și asculte intuiția, ghizii spirituale, un ghid spiritual. 10 de bâte, asta ar trebui să-și lase, ia uite, am văzut 10 de bâte și la numărul 1. Probabil că seamănă într-un fel sau altul. Și valetul și 10 de bâte în aceeași poziție. Trebuie să renunțe la ce e apăsător în viața sa, la stresul ăsta, job, familie, care are, le pun multe în cărcă. Cum va acționa? 6 de bâte, am vorbit de 6 de bâte, ar vrea să vă cucerească, pentru că știe, ar vrea să comunice, să se lupte, am văzut 5 de bâte, ar vrea. Dar nu știe, are senzația că sunteți o tentație. Încă nu discerne, acest personaj nu discerne că voi nu sunteți tentație, voi sunteți un ghid spiritual. Eu mai ales dacă sunteți flacără geamănă, nu înțelegi de fapt ce se întâmplă. Ce flacără geamănă, ce femeie, bărbat divin, ce e aia, mămălaș în capul lor încă. Așa este, deși simt multe lucruri, că se poate construi, că se poate crea, că puteți să fiți creativ, că puteți să fiți corecți, dar încă aici este blocaj, aici e confuzia, pe credință și spânzuratul tot credință sugerează, da? Încă nu crede, n-a descoperit lumina, năvălindu-mi din piept, cum e?
Lucian Blaga. 6 de bute. Cum va acționa sau cum vrea să acționeze acest personaj? Da, ar vrea să vă cucerească cu o colaborare, cu poate și un cadou. Încă nu știe exact cum să... Încă nu știe, dar am zis, îmi spun multe. Cum acționează. Sau cum va acționează. Ia, uite, justiție. Mă, asta nu e acțiune. Justiția, justiția. Asta nu e acțiune, justiția. Justiția ar trebui să se echilibreze emoțional și să judece. Dar văd că totuși încearcă. Cu doi de spade încearcă să aleagă. Probabil că are marcaje multe în balanță într-o foră. Regina de spade confirmă, da? Și din cauza asta își face multe griji. Iar doi de spade, cum să vină? Tăcere, e tăcere, e separare. Justiția nu e acțiune. Poate că au probleme justiție. Cu cineva de acasă. Poate. Pentru unii. Sau cu un contract la locul de muncă. Poate. Dar nu știu. Și din cauza asta se întârzie acest nou capitol sau manifestarea, eu știu, unor lucruri între voi. Dar justiția nu e acțiune. Este o atitudine. Un fel de a gândi și de a simți. Clarificăm totul. 10 de bâte. Mai. 10 de bâte. 4 de... Wow. Astea... Probabil că acasă există o apăsare sau prea multe responsabilități acasă. 4 de bâte și Marele Preu sugerează casă, familie. Și iar multe responsabilități în care acest personaj poate face multe drumuri, cu jobul, are jobul la distanță sau, eu știu, are multe. Are multe. Dar tocmai pentru că s-a obișnuit cu multe responsabilități, ar putea să depună toată energia ca să construiască ceva stabil. O legătură stabilă cu voi. Interesant cum vine mesajul. Și-ar dori să se căsătorească cu voi? Aha. Pentru unii, probabil. Ia uite, împărăteasa. Iar. Sunt atrași de voi. Dar deocamdată, tac, e central tăcerea. Știu că trebuie să comunice, știu că trebuie să fie corecți. Clarifică justiția asta, domnule. Asul de spade, valetul de cupe, niște scuze eventual și 6 de spade. Ia uite, trebuie să lase în urmă un fel de a gândi, 5 de spade, gelozii, gândiri nepotrivite sau relații nepotrivite, ar putea să fie și un divorț ca să manifeste ceva nou cu voi. Ar putea să fie un divorț pentru unii, nu pentru toți. Dar nici asul de spade nu e acțiune, doar un pic valetul. Deocamdată acest personaj nu acționează. Adică, bă, eu înțeleg acțiunea să te pui în mișcare și să faci ceva. Ia uite, turne, separare. Și 6 de bute de curiozitate și cam gata. 6 de bute. Clarificăm și 6 de bute, dar nu văd acțiune. Nu este nicio carte care să-mi arate totuși. Până că stă și se gândește. Voi vedeți-vă de creșterea voastră. Ia uite, 3 de cupe. 6 de bute, 3 de cupe. Valetul. Da, și-ar dori să renască situația dintre voi, să comunice. Să vă întâlniți și să aveți o victorie, să vă simțiți bine între voi. Dar nu știu de ce, poate îmi confirmați voi, dar cred că cred că deocamdată se simte bine cu prietenii. Acolo se simte că primește atenția de care are nevoie. Pentru că deocamdată acest personaj gândește. Sper că v-a fost de folos.
Încă trebuie să lase o căsnicie, casă sau niște contracte în urmă. Vedeți și voi. Vedeți că oamenii sunt complicați. Sunt complicați. Acum. Mai sper că am pus bine cărțile. Am văzut asul de cupe la un moment dat și în setul celălalt de cărți nemanifestat, evident. Să vedem. Numărul 3. Cei care ați ales numărul 3, această aripă. Această aripă. Aripă pentru mine înseamnă zbor, mișcare. Dar rămâne de văzut ce legătură are cu relația dintre voi. Aici, la setul acesta de cărți, avem ceva... Oh, diavolul! Posibil că acest personaj să-și dorească sau să lase în urmă o chestiune care ține de bani, de grija pentru bani, poate chiar un contract. Și să meargă să-și descopere încrederea și dragostea, dar vom vedea totuși. Hai să vedem. Energia acestui personaj. Numărul 3. Sau să vrea să lase o relație toxică care i-a ținut stagnant, i-a ținut deloc și să meargă înspre un personaj mai creativ, mai plin de energie sau să devină ei așa. Vedem. Dar e interesant că a venit invers. Am zis, vorbit de diavol, ați văzut mai devreme, da? Cineva încearcă să lase în urmă diavolul. O relație toxică, da? Aici este o energie masculină, aș spune, că așa asociez masculin distorsionat, acest rechin care înghite energia feminină. Dar interesant că vine invers. Probabil că se întâmplă o transformare sau eliberare de această energie. La capătul setului de cărți, ia uite, apare frumusețea, lepăda și în aripatele, da? Și cocorul care în cultura asiatică este similar cu Phoenixul, renașterea. Vor să fie loiali lor sau vouă, vedem. Cu alte cuvinte, ar putea să fie o transformare. Hai să vedem ce gândește despre voi în această perioadă. Ce gândește despre voi? Ce gândește despre voi? Numărul 3. Ce-ai? Dacă voi simțiți că a fost o chestiune toxică între voi și că voi ați manifestat acest masculin distorsionat, acest diavolaș atracție fizică intensă sau atitudine negativă, probabil că vrea să se elibereze, dar deocamdată tace și vrea să meargă mai departe către steaua sa. Să vedem. Tata. De două ori. De trei ori. Uf! Tăcere este. Eventual vrea să inițieze o nouă cale, o nouă direcție, un nou proiect. Ce gândește despre voi? Asul de băte,
Șapte de monede, iar așteptarea și regele de cupe, interesant. Despre voi. Atracție fizică este maxim, la maxim există. Dar trebuie să fie precaus pentru că vor să simtă dragostea. Sau poate că trebuie să aleagă între două personaje, interesant. Își fac griji. Unul dintre voi e căsătorit, eventual. Unul dintre voi... Multe confuzii, multe jocuri mentale, multe analize, mult stres. Și totuși, atracție este... Hai să și clarificăm. Clarificăm astfel de bătă. Și emoții. Astfel de bătă, te rog frumos. Nu știu de ce eu acum canalizez regele de cupe ca și preot. Preotul care vine cu apa de împărtășanie și cu crucea. Sau apa de botez, da? Știți? Bagă busuiocul în apa, așa, ia uite, busuiocul pe aici, în fine, așa, așa canalize și crucea. Un preot. E o chestiune care ține de credință, de spiritualitate. Ok. Asul de bătă, ce gândește? Clarificăm asul de bătă, ce gândește? 9 de cupe și lumea. A simți multă atracție față de voi, clar. A simți multă emoție față, multe, multe emoții față de voi, clar. Dar ori distanța, ori multe alte motive în plus, au făcut ca acest început foarte atractiv și emoțional să se încheie. Lumea înseamnă un final, 7 de monede. Multe cărți, dar vă, Marea Preoteasă, niște secrete, niște lucruri neexprimate. Pa, 7 de monede clarifică. Poate gândește că sunteți prea concentrați pe distracții, sexualitate. Pe satisfacții de scurtă durată, mai ales sexuale. Ceva s-a întâmplat între voi. Se simte abandonat sau abandonată din motive pe care încă nu le știe pe toate. Clarificăm 7 de monede. 7 de monede. Ce a sărit! 8 de monede. Ce gândește? Iar secrete, iar steaua. Dacă unul dintre voi este o personalitate sau un personaj care e în public, dar a ținut secret această poziție, probabil că intuiește sau într-un fel sau altul a înțeles că ceva. Este dincolo de aparențe. Gândește. Ce gândește? Că trebuie să aștepte și să muncească? Sau că voi munciți, din cauza că voi munciți, trebuie să muncească, să aștepte? Ia mai da. Regele de cupe. Regele de cupe. Da.
Unul dintre voi trebuie să se vindece de atitudinea dominatoare a cuiva sau de niște tendințe de a domina, a zis masculinul distorsionat. Unul dintre voi, care o fi acela, voi știți. Și masculinul distorsionat își dorește să domine și să aibă satisfacții sexuale rapide, să se simtă el bine, da? Și atunci, dacă ceva s-a simțit, s-a pus capăt. Poate și distanța, poate unul dintre voi a zis, sunteți în public, într-un fel sau altul, atrageți atenția, circulați prin lume și ați manifestat acest stil de viață, iau terechinul, da? Scopul, dar e un scop distorsionat. Diferența între go-getter și goal-getter este mare. Unul vrea să aibă ce-i place, celălalt selectează către ce vrea să meargă, către ce vrea să cucerească. Ce gândește? Așteaptă să vă implicați în relație sau vedem o carte pe șapte, calificăm șapte de monede. Voi acum o să-mi confirmați. Șapte de monede. Clarificăm șapte de monede. Ia uite, 10 pe care le-am văzut mai devreme. Iar diavolul. Mai, cineva este aventurier, clar, cu cavalerul de bâte și diavolul are această viață. Asta simte, asta gândește. Că sunteți blocați în acest fel de a gândi. Și din cauza asta se întârzie manifestarea asului de monede, o relație întârzie sau ar trebui să se sacrifice foarte mult pentru a manifesta acest as de monede, o relație stabilă, în condițiile în care ei gândesc că. Cum nu vreau să zic musai că sunteți voi. Poate unul dintre voi este într-un program mental negativ, da? Distorsionat, în care se manifestă o energie sexuală, da, sexuală, iar într-un mod nesănătos. Dar totuși apare lumea și asta înseamnă că ceva s-a încheiat. Eventual că vor și ei să încheie această așteptare, probabil că au așteptat să vă implicați sau să vă implicați de comun acord, să zic, da, în relație, să se transforme relația. Și așteptarea asta a devenit apăsătoare. Sau poate jobul cuiva, iar pentru că diavolul, dar nu, îmi simt că mai degrabă o chestiune care ține de sexualitate. Poate și de carierism, dar mai ales de sexualitate, de un mascul. A zis chiar de la început, da? Masculinul distorsionat. Au! Sper să nu se termine bateria. Va trebui să ascultați partea a doua.